Deci pasa nu e prea grozavă, pasa lui Bașcanu. Rujul din nou posesie. A fost Simion. Ge la margine. Trecere frumoasă și penalti! Silaghi și Brown, ăsta este duelul care duce la acordarea acestui penalti. Silaghi mai rapid, mai fâșneț, ia fața lui Brown și e un moment important, un moment care poate decide în mare măsură. Confirmă Brown, dă afirmativ din cap. Extrem de neglijent această tentativă de deposedare. Nu știi cum vrea el să, cum vrea să deposedeze. Practic trece peste Silaghi. Și acum Zegrist chemat să-și demonstreze clasa, abilitățile. Pentru că dacă Universitatea Cluj se duce la 2-0, meciul devine extrem de greu pentru Rapid. Mister, specialistul Nistor, 4 goluri marcate. Și scrie și acum, trimite lângă bară, Zigrist ghicește colțul, dar mingea este trimisă impecabil, chiar acolo, lângă stâlp. Rapidul este condusă 2-0 pentru Cluj. Da, și Mudică se așează pe bancă. Cred că este primul moment în care se așează. Rapidul e pe 11 cu doar 9 puncte. În acest moment, la acest scor, Universitatea Cluj este la 10 puncte distanță. Da, e imparabil, practic. Nu dă tare, dar dă perfect lângă bară. Și figura lui Șucu pare a spune: Doamne, în ce m-am băgat? Asta lui Manea, Rareș Pop se bate pentru acest balon câștigat temporar de Clujeni. Care de la margine, Manea, Săpunaru,